Evident, o speranță ținând cont de faptul că existența lor efemeră este strigă legată de existența Dumnezeu. Momentan însă nu cred că este cazul. Din păcate, pentru UDMR, acest guvern este guvernul ideal. Pentru că, indiferent ce visează noaptea să le ceară, a doua zi, ca în povești, dorința lor este îndeplinită. Numai că eu lansez și un avertisment pe această cale către UDMR. Ei au reprezentat până acum un element important de stabilitate politică în România. Și chiar o parte de competență au diverselor guverne. În acest moment, cred că au depășit de mult limita bunului simț. A susține un astfel de guvern dezastros, care are un act de guvernare cu consecințe grave, inclusiv împotriva etnicilor maghiari din România, cei pe care îi reprezintă UDMR. Doar pentru că beneficiază de niște foloase extrem de consistente de pe urma guvernării, nu mai este de tolerat. Și avertismentul sună în felul următor. Cei de la UDMR ar mai putea eventual să susțină guvernul să guverneze. Încă un an, poate chiar încă doi. Dar după aceea trebuie să se pregătească de niște ani buni de opoziție. În considerare o alianță cu UDMR-ul. Depinde de comportamentul lor în următoarele luni. Următoarele luni vor fi cruciale pentru această decizie. În acest moment încă mai există, totuși, oportunitatea pentru UDMR de a alege corect pentru cetățenii României, indiferent de etnie, și de a retrage sprijinul guvernului.